În perioada 6-10 aprilie 2015, elevii au trecut prin activitățile educative extracurriculare și extrașcolare, cuprinse în programul național Să știi mai multe, să fii mai bun. După școala, altfel, a urmat vacanța de Paște cu durata de o săptămână, iar de astăzi s-a revenit la cursuri pentru aproape 2 luni. În această a doua parte a semestrului ultim, de an școlar 2014-2015, urmează evaluarea națională pentru elevii de clase primare, dar și colegii mai mari din gimnaziu trec prin emoțiile testării. Proba scrisă la limba română va fi în data de 18 mai 2015, citit limba română 19 mai, la matematică pe 20 mai și pentru clasa a patra, la limba română pe 26 mai, la matematică pe 27 mai, la clasa a șasea, limbă și comunicare de data aceasta pe 2 iunie, matematică și științe ale naturii pe 3 iunie 2015, desigur. Absolvenții clasei a 8-a termină mai devreme școala, dar nu vor fi scutiți la rândurile de emoțiile testelor evaluării naționale. Pentru absolvenții claselor a 8-a, care vor finaliza cursurile mai devreme, respectiv pe 13 iunie față de colegilor mai mici, aceștia vor susține evaluarea națională la disciplina limba și literatura română în data de 22 iunie, probă scrisă, la matematică, proba scrisă pe 24 iunie, urmând ca rezultatele să fie afișate pe 26 iunie. Pe 29 mai termină cursurile și elevii claselor a 12-a. Absolvenții de liceu, străbătând și ei calendarul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie 2015. O perioadă în prima parte a lunii iunie, respectiv din 8 iunie până pe data de 26 iunie, vor susține evaluarea competențelor lingvistice de comunicare în limba română, de comunicare într-o limbă de circulație internațională și pentru competențele digitale, după care urmează probele scrise, proba scrisă la limba și literatura română pe data de 29 iunie, proba obligatorie a profilului istorie, respectiv matematică, pe data de 1 iulie și pe 3 iulie, ultima probă, proba la alegere. Pentru elevii care nu sunt cuprinși în evaluări sau examen de bacalaureat, vacanța liniștită și fără emoții începe pe 19 iunie curent și se va încheia duminică 13 septembrie, urmând ca debutul următorului an școlar să se producă la 14 septembrie 2015.